UTA Arad și Rapid au remizat cu scorul de 1-1 în etapa inaugurală a noului sezon de Superliga. Chiar dacă giuleștenii au deschis scorul prin Brown, echipa lui Mircea Rednic a egalat prin golul marcat de Câmpanu, aflat la debut. Pe arena Francisc Neumann din Arad, UTA și Rapid s-au înfruntat într-o căldură infernală care și-a pus amprenta și în joc. Puteam să fiu mai fericit decât sunt acum, ținând cont de felul cum echipa a evoluat repriza a doua. Am început timid, foarte multe greșeli de pase, de care adversarii noștri au profitat. Știam lucrul ăsta, că au jucători cu calitate. În momentul când le oferi mingea, cum le-am oferit-o noi în prima repriză, ne-au cam dominat și ca posesie și, cred că, situații de a marca. Noi n-am reușit să fim periculoși. Am avut două contraatacuri, dar ultima pasă a fost greșită. Ori am întârziat, ori n-am dat la timp, ori am luat soluția cea mai proastă. De-aia și am fost obligat să fac cele trei schimbări. Am băgat trei jucători cu suflu nou. Cu Costache era clar, am și vorbit la conferința de presă, că încă nu-i pregătit,